Au crescut în ritmul muzicii și cei mai mulți dintre ei dansează încă dinainte de a învăța să scrie. Este vorba despre participanții la cea de-a treia ediție a Crazy Salsa Fest. Dansul este totul, adică dacă dansăm din pasiune și mai mult ne distrăm decât să dansăm. Ne place să dansăm, dansăm de mici, și eu și prietenele mele. Și duminică o să dansăm și noi în spectacol. Cu greu am dansat în spectacol pentru că ar trebui să fim acceptați și e dificil, dar e frumos. Dansul e frumos. Eu dansez de 7 ani. Am făcut mai întâi dans sportiv, după care m-am apucat de 2 ani de salsa, aici în Mangalia. Și este foarte frumos, e pasiunea mea, dacă m-aș apuca dans, nu știu ce aș face. Orice mi-aș dori să dansez. Cel mai mult mi-a plăcut muzica și toți pașii și salsa, mi-e vita, în general. Ți-a fost greu să înveți? Nu a fost chiar greu, am făcut dans de la 7 ani. Pentru această ediție, organizatorii se pot lăuda că au mobilizat în jur de 1500 de dansatori. Am adus un cubanez, Alfredo Torres, am adus un grup de dansatori din Bulgaria, Miro Dance, am adus campionii mondiali din Grecia, Dimitrios Estela, Malik din Franța și Gheri, tot din Bulgaria, din Germania, grupul candente și sunt foarte multe școli de dans. Sâmbătă au loc workshop-uri de dans și etică a bunelor maniere, iar dansatorii vor participa la un concurs de Miss și o noapte de modă alături de mari artiști internaționali. Asta în timp ce duminică va fi celebrată Ziua Internațională a Dansului cu Influențe Tătărești. Festivalul se va încheia pe 29 aprilie.